Capitolul 54 începe cu un cuvânt cheie și cuvântul acesta este bucurie. Dumnezeu prin Isaia poruncește poporului său să se bucure și să izbucnească într-o bucurie exuberantă. După ce în Isaia 53 ni se prezintă un portret al mielului Dumnezeu, al Salvatorului care suferă pentru răscumpărarea noastră, acum poporul lui Dumnezeu este chemat să se bucure odată ce această veste a fost dată lor că există o mântuire lucrată prin robul lui Dumnezeu, prin cel care este trimis să îi răscumpere. Pentru că pentru noi, grozăvia suferințelor Fiului lui Dumnezeu sunt motivul suprem de bucurie. Și cum ar putea lucrul acesta să fie adevărat? Cum ar putea să privim la Isaia 53, să privim la batjocura, să privim la suferința, să privim la Fiul lui Dumnezeu însângerat, bătut și să ne bucurăm de acest lucru? Să izbucnim în laude și în bucurie? Putem face acest lucru pentru că știm că El nu a suferit în van. El nu a suferit pe degeaba. Ci știm că prin jertfa sa a procurat și a produs o realitate, a răscumpărat un popor. Știm că El, pentru gloria și slava și bucuria care îi stătea înainte, a ales să sufere toate aceste lucruri. Și știm că ceea ce El și-a propus, a realizat prin această suferință. Și privim la această realitate, privim la viața noastră răscumpărată și privim la portretul Domnului nostru Iisus Hristos, care suferă și realizăm că viața noastră este rezultatul acelei suferințe și ne bucurăm. Există evident un echilibru între o solemnitate, între lacrimi vărsați de părere de rău pentru rușinea noastră, pentru păcatul nostru, dar în același timp acești lacrimi sunt amestecați sau completați cu bucuria, știind că prin umilirea Lui, prin jertfa Lui, prin moartea Lui, noi suntem iertați. Una dintre lucrurile care face ca o veste bună să fie parcă și mai bună, să producă o reacție și mai exuberantă, este atunci când acea veste bună este de neașteptat. Când primim un cadou la care nu ne-am așteptat. Când se găsește o rezolvare la o problemă, la o problemă care credeam că este irezolvabilă. Când suntem surprinși de bunătatea cuiva. Un om care am crezut că niciodată nu ne-ar ajuta și arată bunătate față de noi. Când avem aceste momente în care suntem surprinși de un eveniment sau de un dar sau de un act de bunătate, parcă această veste bună, acest eveniment, este mai bun, ni mai drag. De aceea, de exemplu, planificăm petreceri surpriză. În ascuns, da, alcătuim o conspirație ca cel sărbătorit să nu știe că noi vrem să-i planificăm o petrecere. Și tip-tip ne adunăm toți undeva, baloane, decorații, tot. Și unul este desemnat de grup, de familie, ca să aducă pe cel sărbătorit, fără să trădeze faptul că există o sărbătoare pregătită, să-l aducă la casă sau la local sau unde va fi. Și când intră înăuntru, toți strigăm, surpriză! Și parcă bucuria este mai mare. Parcă reacția este mai extraordinară. Pentru că nu s-a așteptat la așa ceva. Nu s-a așteptat la un asemenea cadou, la o asemenea sărbătoare, la un asemenea sacrificiu din partea celor dragi lui. De asemenea, când privim la Evanghelie, realizăm că este cea mai surprinzătoare veste bună. Cea mai improbabilă, incredibilă veste. Evanghelia, așa cum o prezintă, de exemplu, o prezintă Apostolul Pavel, în Efeseni 2 ne spune că noi eram morți în păcatele noastre, dar Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Iisus Hristos. Ce face această veste deosebit de bună este cât este de incredibilă, de imprevizibilă. Nimeni nu privește la un mort și se așteaptă ca să învie. Cei care ați fost poate recent la o mormântare, ați privit la sicriu și ați așteptat ca să bată mortul înăuntru, lăsați-mă afară? Nu. Așteptarea dumneavoastră a fost mortul e mort, mortul nu se poate
nu se poate învia. Dar când intervine Dumnezeu, morții învie. Când intervine Dumnezeu, imposibilul devine posibil. Și Evanghelia este o veste surprinzătoare că Dumnezeu a intervenit și a făcut imposibil. Și aceasta o face pentru noi o bucurie cu atât mai mare și un motiv pentru o reacție exuberantă față de această veste bună, total surprinzătoare, extraordinară. Și Isaia aici ne prezintă trei portrete și le prezintă în primul rând față de poporul Israel, dar și pentru noi sunt valabile, pentru că și noi suntem beneficiari ale acestei jertfe, ale acestei evangheliei, trei portrete de bucurie surprinzătoare. Trei tablouri în care vedem niște rezolvări, niște binecuvântări la care nu te așteptai. Și aceste trei tablouri sunt următoarele și vom privi la ele în această dimineață. În primul rând, Isaia prezintă o femeie stearpă binecuvântată cu copii. Apoi ne prezintă o femeie părăsită de soțul ei, care este reprimită, este acceptată din nou de soțul ei. Și în ultimul rând, ne prezintă o cetate dărâmată, o cetate care poate a fost cucerită și zidurile ei au fost dărâmate și fiii ei au părăsit cetatea, acum reconstruită într-o splendoare deosebită, o splendoare mai mare decât splendoarea ei originală. Și aceste trei ipostaze, aceste trei tablouri total neprevăzute, total surprinzătoare, sunt menite să ne comunice nouă cât de surprinzătoare și incredibilă este jertfa Domnului Iisus Hristos și vestea Evangheliei că suntem mântuiți prin moartea și învierea Lui. Haideți să privim la aceste trei și să ne lăsăm surprinși, să ne lăsăm îmbucurați de vestea bună a Evangheliei, care este incredibilă. Ba, am putea spune, este imposibilă dacă n-ar fi pentru intervenția Domnului nostru Iisus Hristos. Primul portret este o femeie stearpă binecuvântată cu copii. Bucură-te, stearpă, versetul 5-4, care nu mai naști. Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii, căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale. Nu te opri, lungește-ți funile și întărește-ți țărușii. Căci te vei întinde la dreapta și la stânga și sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Poporul lui Dumnezeu este arătat ca o femeie stearpă, incapabilă de a avea copii. Și în cultura lor, în cultura antică, dar într-o oarecare măsură și intra noastră, este o rușine și o durere deosebită dacă o femeie nu putea avea copii. Era considerat un blestem în cultura lor dacă o familie, o femeie, nu putea avea copii. Și Israel este prezentată ca și această femeie stearpă. Ea a fost aleasă să reprezinte pe Dumnezeu și să aducă mântuirea oamenilor. Și trebuia să facă lucrul acesta prin naștere de fii. Și din nou vedem că tot ce este capabilă să nască această femeie, acest popor, este neascultare. Este moarte. În niciun caz nu mântuire, în niciun caz nu viață. Tematica aceasta de răscumpărare prin naștere este veche cât creația. Dacă mergem înapoi în Geneza, capitolul 3, când Dumnezeu pronunță judecata peste șarpe și peste Adam și Eva, spune în felul următor, în versetul 15 din capitolul 3, vrăjmășie voi pune între tine, între șarpe și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Acesta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și din momentul acela, Adam și cu Eva și toți urmașii lor au înțeles că soluția care trebuie să vină pentru răscumpărarea lor trebuie să vină prin naștere, prin femeie. Și ei s-au așteptat la lucrul acesta. Problema este că ne uităm la primul om născut, întoarcem pagina și ajungem în Geneza 4, și primul om născut, Cain, este el un dătător de viață? Este un ucigaș.
Și omul de-a lungul istoriei realizează că el este incapabil să lucreze această soluție. Poporul lui Dumnezeu acum este prezentat ca și acea femeie prin care trebuia să vină viața. Dar ea este stearpă. Ea este incapabilă să producă ceea ce ar avea nevoie ca să fie salvată. Poporul Israel n-a fost în stare să dea naștere la viața adevărată. Toți copiii ei sunt născuți morți. Morți spiritual. Și până la intervenția lui Dumnezeu, care privește cu milă la această femeie stearpă, ea nu poate face absolut nimic. Până când nu trimite Dumnezeu pe Fiul Său, pe care El l-a născut, poporul Israel este incapabil să aducă viață în mijlocul lui. Psalmul 2:7 ne spune: Tu ești Fiul meu și astăzi te-am născut. Și vedem că apostolii citează această realitate vorbind despre Domnul nostru Iisus Hristos în Fapte 13 și apoi autorul cărții către evrei în Evrei 5:5. Dumnezeu este Cel care intervine și prin intervenția Lui aduce pe Fiul Său în mijlocul poporului Israel. Ei nu puteau să realizeze lucrul acesta. Și doar după ce Fiul a fost trimis, vedem că vin urmași spirituali a poporului Dumnezeu. Urmași care vor avea cu adevărat viață pentru că provin din Cel care este dătător de viață. Isaia ne spune în Isaia 5:3-10: Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. În sfârșit, promisiunea nașterii și răscumpărării prin nașterii să împlinește, dar să împlinește datorită intervenției lui Dumnezeu. El trimite pe Fiul Său. Și prin jertfa Fiului Său vine această sămânță de urmași. Isaia ne invită să privim la acest portret incredibil și să ne bucurăm. Ceea ce a fost imposibil pentru om, Dumnezeu a realizat. Dintr-o națiune stearpă, El a făcut sursa vieții. Nu doar că a binecuvântat-o cu un copil, dar așa de numeroși vor fi urmașii încât Isaia spune: lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarea locuinței tale, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Nu va mai fi limitată la un singur poporaș, micuț, neînsemnat, ci sămânța aceasta de urmași realizată prin jertfa Domnului Iisus Hristos se va întinde pe întreg globul. Și cortul lui Dumnezeu va fi întins peste întreaga creație. Gândiți-vă acum în termeni omenești. La o femeie care toată viața nu și-a dorit nimic mai mult decât să aibă copii. Și cu toate strădanile ei, ajunge la o vârstă înaintată în care va fi incapabilă să mai aibă copii și niciun copil. Chiar cu toată medicina modernă, de la o vârstă încolo nu mai există nicio speranță, natural vorbind, da? Imaginați-vă cât de mare ar fi bucuria ca printr-o minune să-și vadă casa plină de copii. Poate locuiesc într-un apartament micuț, s-au gândit că nu o să aibă copii vreodată și trebuie să aibă o discuție. Nu mai avem paturi. Trebuie să întindem cortul un pic. Trebuie să luăm o casă mai mare, pentru că uite ce mult ne-a binecuvântat Domnul cu așa de mulți copii. Imaginați-vă câtă bucurie, imaginați-vă cât de mare ar fi surpriza aceasta din partea lui Dumnezeu. Cât de incredibil ar părea lucrul acesta. Acesta este tabloul surprinzător la care ne invită Isaia să privim. Este tabloul nostru, a celor născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ioan capitolul 1 cu versetul 13. Ioan ne spune că prin credință și prin nașterea din nou, noi am devenit copiii lui Dumnezeu. Noi față de care se părea că nu există nicio speranță. Însă tuturor celor ce au primit, ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. Versetul 12. Dar cum este posibil așa ceva? Cum este posibil dintr-o națiune stearpă, fără viață spirituală, să se nască copii al lui Dumnezeu? Versetul 14. Ioan spune:
Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Și știm că la început spune Ioan că era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iar ca noi să putem deveni copii al lui Dumnezeu, pentru că în natura noastră nu există posibilitatea de a avea viață spirituală, a fost nevoie ca el, cuvântul, să devină trup. De ce? Isaia 53 ne explică de ce. Ca să vină și să trăiască în mijlocul nostru și să plătească cu prețul vieții lui ceea ce a fost necesar ca noi să dobândim viață. Și pentru că cuvântul s-a întrupat și a trăit printre noi și a murit în locul nostru, noi suntem înfiați și suntem copiii lui Dumnezeu. Al doilea portret. Portretul unei femei părăsite și reprimite de soțul ei. Versetul 4 ne spune, la versetul 4, nu te teme căci nu vei rămâne de rușine. Nu roșii căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereței tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie, mă ascunsesem o clipă față de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău. Și lucrul acesta va fi pentru mine ca și cu apele lui Noe. După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu vă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. Poți să se mute munții. Poți să clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Al doilea portret este a unei femei părăsite și izgonite, care acum este reprimită de soțul ei. Și să înțelegem corect acest portret, trebuie să înțelegem de ce este părăsită această femeie. Și priviți ce spune Isaia, nu te teme căci nu vei rămâne de rușine. Nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereței tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta. Femeia aceasta, în tinerețea sa, a făcut ceva rușinos. Ceva care a justificat să fie părăsită de soțul ei. Ce este acest lucru? Ce justifică ruperea unei relații de căsătorie după legea lui Dumnezeu? Curvia. Isaia spune în capitolul 1, versetul 21, vai cetatea aceea credincioasă, cetatea este o metaforă pentru poporul lui Dumnezeu, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă? Această tânără soție se face vinovată de curvie și este izgonită pe drept de soțul ei. În ce constă curvia poporului Israel? Problema primordială este cea de idolatrie. Poporul din nou și din nou cade în idolatrie. Se închină la alți dumnezei. Apoi vedem de asemenea că poporul din nou și din nou, care trebuia să fie o lumină, trăiește în imoralitate. Păcate care n-ar trebui să fie în mijlocul acestui popor sfânt, sunt prezente și abundente și ei trăiesc ca și cei păgâni. Se închină la dumnezeii păgânilor și trăiesc ca și păgânii. Dacă transpunem aceste realități în viețile noastre, începem să ne închipuim cât de gravă este această situație. Închipuiți-vă soția ta, care nu doar că este neascultătoare și nesupusă, cum ne văietăm noi bărbații câteodată, dar în ciuda dragostei arătate, în ciuda loialității perfecte, ceea ce noi nu suntem în stare ca bărbați, în ciuda sacrificiului, trăiește în curvie. Și nu odată, ci de nenumărate ori. De nenumărate ori. Și nici măcar nu-i pare rău. Când vine acasă de la aventurile ei și este confruntată, nu-i pas. Ai mai primit tu înapoi o asemenea soție? Firește vorbind, nu. Nu. Dar Isaia ne arată că exact așa am fost noi.
Dumnezeu care este făcătorul nostru, El ne-a creat, El ne susține, El revarsă dragostea Lui constant asupra noi și noi ne-am răzvătit împotriva Lui și trăim în curvie. Suntem într-o relație cu alții, în loc să fim într-o relație cu Dumnezeul nostru. Ca și o paranteză, ce este de fapt curvia? Curvia este în esență căutarea împlinirii emoționale și a plăcerii, inclusiv fizice, în afara legământului căsătoriei. Asta este curvia. Curvia spirituală este încercarea omului de a-și găsi satisfacția și plăcerea prin altceva decât prin Dumnezeu. A privi la lucrurile create și a crede că în ele vei găsi mai multă satisfacție decât ai putea găsi în Dumnezeu. A-L trăda pe singurul Dumnezeu care este creatorul tău pentru ceea ce a creat. Asta este curvia. Asta este idolatria. Idolatria nu este doar că îți faci un chip cioplit și te tot închini înaintea lui. Idolatria este de a prefera mai mult creația decât creatorul. De a-ți căuta mai mult împlinirea în lucrurile pământești decât în cel care a creat pământul. Asta este idolatria și de asta, din păcate, fiecare om este vinovat. Și de asta era vinovat și poporul Israel. Știți de ce nu putem fi cu adevărat fericit în această lume? Isaia ne spune. De ce această soție izgonită nu putea fi fericită? Pentru că era teamă. Îi era frică. Ne este frică pe drept că vom fi lăsați în rușinea noastră. Că în final toate aventurile noastre, toate încercările noastre de a căuta fericirea vor sfârși în deșertăciune și vom fi ca o femeie abandonată de soțul ei, a nimănui. Și tot ceea ce am cheltuit și ne-am strofocat ca să ne distrăm și ne simțim bine și ne căutăm satisfacția, ne este frică că o să ajungem la finalul vieții și o să realizăm că nu sunt absolut nimică și că suntem singuri și abandonați. Și așa este. Pentru că lucrurile acelea în care omul își caută satisfacția sunt trecătoare. Și nu rezistă la testul timpului. Vestea bună este prezentată de Isaia în acest portret astfel. Versetul 4. Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine. Dar cum este posibil așa ceva? Cum este posibil ca cel care a curvit, cel care a păcătuit din nou și din nou, cel care l-a respins pe Dumnezeu, să nu fie lăsat de rușine? Isaia ne arată că singura noastră speranță este aceasta, versetul 10. Domnul care are milă de tine. Asta este singura speranță a celui care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a celui care și-a întors spatele la Dumnezeu. Dar de ce ar face aceasta Dumnezeu? Versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătinea. Două aspecte care ne arată ce stă la temelia speranței noastre. Dragostea lui Dumnezeu și legământul care l-a făcut. Motivate dragostea lui pentru poporul său, pentru copiii săi, el a făcut o promisiune, a făcut un legământ. Și datorită acestui legământ și acestei dragoste imuabilă, noi avem speranță că nu vom fi lăsați de rușine. Noi avem certitudinea că am fost reprimiți. Dar cum? Totuși, cum se poate ca Dumnezeu să facă lucrul acesta? Cum se poate ca noi să fim reacceptați de Creatorul nostru? Cum se poate să fim din nou o mireasă curată în ochii Lui? Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine, nu roșii, căci nu vei fi acoperit de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu te vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău. Implică un legământ aici. Creator și soț. Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. Înțelegem că legământul acesta se realizează printr-o răscumpărare, care a realizat-o răscumpărătorul nostru, Sfântul lui Israel, Domnul nostru Iisus Hristos. Vrei să știi cum este posibil ca cei care au încălcat legământul făcut de la creație cu Adam, cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au trăit în curvie și în răzvrătire și în păcat, să fie primiți înapoi? Privește la răscumpărător. Privește la Isaia 53 și vezi prețul plătit.
ca tu cel și eu cel care am trăit în curvie, care am rupt legământul făcut între creator și creatură, să fie răscumpărat și primit din nou în casa lui. Este jertfa Domnului nostru, Iisus Hristos. Al treilea portret, de la versetul 11. Nenorocit-o, bătută de furtună și nemângâiată. Iată îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temelii de safir. Îți voi face crestele zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci nimic, căci n-ai nimic de temut. Și spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta, va cădea sub puterea ta. Iată, i-au înfăcut pe meșterul care suflă cărbunii în foc și face o armă după meșteșugul lui. Dar tot i-au înfăcut și pe nimicitor, ca să o sfărâme. Orice armă făurită împotriva ta și fără putere, împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecat împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care vine de la mine, zice Domnul. Al treilea portret, Isaia ne arată pe poporul lui Dumnezeu ca și o cetate dărâmată de furtună, dărâmată de atacuri. Zidurile ei sunt dărâmate, temelia ei este zguduită, fiii ei de frică au părăsit cetatea. Ce speranțe mai are o asemenea cetate a cărui ziduri au fost nimicite? Ne gândim, de exemplu, câteodată noi vizităm diverse ruine, situri arheologice. De exemplu, dacă mergem aici la Porolisum, ne putem plimba prin vechiurile ziduri ale cetății. Și ne închipuim că ceea ce vedem acolo, chiar cu toată încercarea oamenilor de a le reconstrui, nu reprezintă de fapt ce a fost. Splendoarea, gloria care a avut-o acea cetate cândva, când a fost construită prima dată. Și știm că niciodată nu va mai reveni la ceea ce a fost. Odată ce ceva ajunge la o stare de ruină, din cauza furtunei, din cauza timpului, din cauza lumii acestea în care trăim, este imposibil să mai fie reconstruit exact cum a fost. Nu este așa că gândul acesta ne face și pe noi să fim cuprinși de spaimă, cum zice Isaia? Când ne gândim că tot ceea ce tu ai zidit și ceea ce eu am zidit, tot ceea ce ai construit o viață întreagă nu va rezista la examenul timpului? Că cineva se va plimba prin rămășițele vieții noastre și va pune întrebarea, oare ce a fost aici cândva? Cum atunci ne prezintă Isaia ca pe această cetate plină de splendoare? Cum se poate că o cetate dărâmată acum este mai frumoasă decât a fost la început? Nenorocit-o, bătută de furtună și nemângâiat-o. Iată îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temelii de safir. Nu numai atât, dar fiii care au părăsit această cetate de frică și de spaimă, acum sunt întorși acasă. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Cum este posibil așa ceva? Cine ar avea puterea să rezidească această cetate? Cine are bogăția necesară, resursele necesare? Cine o va proteja după ce este zidită? Pentru că dacă a fost victima atacurilor când era doar în gloria ei pământească, când va fi împodobită cu bijuteriile cerești, cu atât mai mult cel rău va încerca să o asadieze. Uitați răspunsul. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care vine de la mine. Cum așa? Așa ca și o cetate dărâmată. O cetate care s-a prăbușit din cauza păcatului și din cauza păcătoșenei și răzvrătirii noastre, care Dumnezeu o rezidește într-o splendoare care nu și-a putut închipui nimeni. Așa este mântuirea care vine de la Domnul. Doar El are resursele, doar El are puterea să facă lucrul acesta. Mântuirea aceasta, ne spune Dumnezeu, este o moștenire care vine de la El. Acum, un lucru este interesant despre moștenire.
că implică două persoane, cel care o dă și cel care o primește. Ce trebuie să se întâmple cu cel care o dă, care dă moștenirea, încât cel ce o primește să o primească? Să moară. Așa funcționează. Dar știu că în România noi avem obiceiul acesta foarte prostesc să dăm moștenire înainte să murim. Să cheamă pruncii, încă când părinții sunt floarea vieții. Și acum o să vedem cum le împărțim și facem negocieri. Păi stai un pic, el de ce primește grădina de pe Stăpărău, că aia e cea mai fertilă? Și eu primesc sus lângă pădure. Nu-i corect. Dar normal este moștenirea să dă printr-un testament care îl scrie cel care încă este în viață, îl pune fain frumos la buzunar sau îl dă la avocatul sau la cine îl dă și la final să citește testamentul și este pecetluit prin moartea celui care l-a scris. Și asta îl aduce în vigoare și atunci este repartizată moștenirea celor menționați în testament. Evrei capitolul 9, dacă vreți să deschideți cu mine. Și tocmai versetul 15. Și tocmai de aceea este El, adică Hristos, mijlocitorul unui legământ nou, pentru că prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterele făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, adică promisiunea unei moșteniri, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce a făcut acest testament. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. Ce spune autorul către evrei? Dumnezeu a făcut un legământ, un testament cu poporul său. Și acest testament include răscumpărarea de sub pedeapsa care se cuvine pentru faptele care noi le-am făcut sub lege. De fiecare dată când am încălcat poruncile lui Dumnezeu, ne-am făcut vinovați de încălcarea legii și ni se datorează acea răsplată a morții. Toți suntem condamnați înaintea lui Dumnezeu. Și prin acest testament, prin această promisiune a lui Dumnezeu, El spune că ne va izbăvi de sub această pedeapsă. Dar și mai mult, că vom primi neprihănirea desăvârșită care o cere Dumnezeu și viața veșnică care este dreptul celui neprihănit. Adică, dacă Adam n-ar fi păcătuit, ar fi trăit în veșnicie cu Dumnezeu. Odată ce a păcătuit, a primit drept răsplata moartea și noi deodată cu El. Când noi primim moștenirea care vine de la Hristos, primim iertarea acelui păcat, dar și neprihănirea care ne dă dreptul, nu merita de noi, dar ne dă dreptul la viața veșnică a celor care este desăvârșit în ochii lui Dumnezeu. Și spune autorul cărții către evrei că acest testament nu doar că este scris, alcătuit, dar este și executat. Cum? Prin moartea Domnului Iisus Hristos. El este irevocabil. Pentru că este scris și pus în practică, executat prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că atunci când privim la cetatea veșnică, la cei răscumpărați, când privim la zidurile ei încoronate cu pietre scumpe, când privim la străzile ei de aur, când privim la fiii cei neprihăniți care s-au reîntors în cetatea sfântă și ne întrebăm cum este posibil așa ceva. Din ruine la splendoare. Privim la moștenirea care ni s-a dat prin moartea Domnului Iisus Hristos, la această moștenire veșnică și înțelegem că toate acestea sunt datorită jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt primite în dar prin moștenirea care El a câștigat-o și El ne-a promis-o și El a pecetluit-o cu sângele Domnului Iisus Hristos. Privim înapoi la Isaia 53 și realizăm că această cetate sfântă veșnică este rezultatul suferințelor Lui. Trei portrete a Evangheliei surprinzătoare, care ne șochează când vedem cât de imposibil ar fi fost ca noi să ne mântuim și cât de minunat este că El a intervenit. Evanghelia este o veste bună surprinzătoare. Ea este vestea că pentru cei fără viață, Dumnezeu a dat viață. Că pentru cei izgoniți, pentru rușinea lor, pentru curvia lor, pentru păcatul lor,
El aduce răscumpărare și îi reprimește în brațele lui. Și pentru cei fără o cetate, care să reziste la inamici și la testul timpului, Dumnezeu a pregătit ca moștenire o veșnică cetate prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru toți cei ce se încred în El și să pocăiesc de păcatele lor. Care este reacția, spune Isaia, a celor care au fost surprinși de această veste bună, care au experimentat această veste bună? Bucurați-vă! Izbucniți în bucurie când vedeți realitatea incredibilă. Că El este Cel care ne-a răscumpărat, că El este Cel care ne-a dat viață, că El este Cel care ne-a pregătit o cetate drept moștenire și ne-a dat-o prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.